Îmi zicea o prietenă zilele trecute că se uita peste rețeta mea de gogoși și că nu prea avea nici timp și probabil nici chef de o rețetă așa de lungă și ar fi vrut ceva mai rapid. Așa că astăzi o să facem o rețetă de gogoși care e gata în câteva minute, nu are nevoie nici de dospire și pentru ea nu aveți nevoie nici de cântar. Deci foarte simplu. Salut, sunt Robert și astăzi facem o rețetă de gogoși cu brânză inspirată de o rețetă de pe site-ul bunica.md pe care eu am modificat-o puțin. O să vedeți că e super rapidă, nu aveți nevoie de cântar pentru rețeta asta și ies niște gogoși delicioase. Îi dăm drumul la treabă și pornim cu 300 de grame de făină sau vreo 12-14 linguri cu vârf de făină, peste care punem 10 grame de praf de copt sau un plic de praf de copt și amestecăm bine să se omogenizeze. Separat am pus 400 de grame de brânză de vaci și 3 ouă. Eu folosesc brânză de vaci din aia omogenizată la găletușă de la Lidl pentru că îmi dă o textură mai fină a gogoșilor. Dacă folosiți brânză normală de vaci, e perfect ok, doar că textura nu va fi la fel de fină. Ok, deci 400 grame de brânză de vaci și 3 ouă, peste care pun o esență de vanilie, coaja de la o lămâie și 60 de grame sau 3 linguri mari de zahăr. Toate cantitățile astea sunt negociabile, să zicem, deci dacă nu aveți cântar și vreți să faceți 400 grame de brânză de vaci, luați o găletușă de aia de 1 kg și puneți cam ceva mai puțin de jumate și o să fie ok. O să vă arăt consistența la care trebuie să ajungeți cu aluatul și încercați să vă apropiați de consistența respectivă. Bun, amestecăm aici ingredientele. După care punem făina și praful de copt și amestecăm iarăși până la omogenizare. Mi-a rezultat un aluat destul de tare. Puteți să-l faceți și mai tare și mai moale. Dacă e mai tare puțin, e mai ușor de modelat. Dacă e mai moale, înseamnă că aveți mai multă brânză acolo și gogoșile vor avea mai mult gust de brânză. Punem bolul deoparte deocamdată și o să încingem uleiul. Pentru prăjit o să avem nevoie de o oală nu foarte mare și cât de cât înaltă pe care o umplem cu ulei și o să o punem la încins, nu știu, să se încingă bine de tot. Între timp mie îmi place să formez gogoșile și cum fac asta e pur și simplu cu mâna și ajutându-mă de un bol în care am niște apă rece, îmi umezez mâinile și formez bile cât de cât egale pe care o să le depozitez momentan pe o hârtie de copt. Cam cât o minge de ping-pong, așa să zicem, să fie bilele. Nu vă faceți foarte mari griji dacă nu sunt perfect rotunde, pentru că la prăjit se vor rotunji singure. Bun, am format gogoșile, uleiul este încins și acum o să încep să pun din gogoși în ulei, având grijă să nu mă stropesc, bineînțeles, și să nu aglomerez oala asta prea mult, adică nu mă apuc să le pun pe toate. Pun, nu știu, vreo 4-5, după ce se prăjesc, pentru că se prăjesc foarte repede, le scot și mai pun. Ca să le mișc pe acolo și ca să le scot, o să mă folosesc de un spider din asta și când le scot, mi-am pregătit aici un bol în care am prosoape de bucătărie ca să se scurgă bine de ulei. Gogoșele astea sunt foarte bune așa cum sunt, dar mie îmi place să le umplu și pentru asta puteți folosi diverse creme de ciocolată, de vanilie sau gemuri. Eu astăzi folosesc un gem de caise pe care l-am pus într-un poș. Dacă nu aveți poș, pur și simplu folosiți o pungă căreia îi tăiați colțul și folosiți vârful unui cuțit ca să faceți o mică gaură în gogoașă, ca să puteți umple mai ușor. Asta a fost rețeta pentru astăzi, sper să o faceți pentru că e super rapidă și rezultatul e foarte bun. Mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!